chirine, fii oamenilor, din potriva inimă să vășiți nelegiuit. În țară puneți în cumpără sâlnicia mâinilor voastre, cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor. Mincinoșii se rătăcesc odată cu ieșirea din pântecele mamei lor. A o travă, ca o travă unui șarpe, ca o travă unui aspid surs, care își astupă urechea, care n-aude glasul vrăjitorilor, glasul fermecătorului, celui care a scusit. Dumnezeule, stropește-le dinții din gură, smulge, Doamne, măsările acestor pui de lei, să se risipească în tomele ca niște ape care se scurg, săgețile pe care le aruncă ei, să fie niște săgeți tocite, să piară ca un mel care se topește umblând, să nu vadă soarele ca stârpitura unei femei, înainte ca ouăle voastre să simtă focul de spin. Verde s-a uscat în bălogul Teju, cel fără prihană se va bucura la vederea răzbunării. Își va călca picioarele în sângele celor răi și atunci oamenii vor zice, da, este o răsplată pentru cel fără prihană, dar este un Dumnezeu care judecă pe pământ. Amin! Salmul 82. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul Dumnezeilor. Până când vei judeca în strâmb și vei căuta în fața celor răi? Faceți dreptate celui slab și orfanului. Dați dreptate nenorocitului și săracului. Scăpați pe cel nevoiaș și lipsit. Izbăviți-i din mâna celor răi, care ei nu vor să știe de nimic. Nu pricep nimic, ci umblă în întuneric. De aceea toate temeliile pământului se clatină. Eu am zis, sunteți Dumnezei. Toți sunteți fiii celui preanalt. Însă veți muri ca niște oameni. Veți vedea ca un domnitor oarecare. Scoală-te, Dumnezeule, și judecă pământul, căci toate neamurile sunt pe tine.